Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, e un, ce să zic, un vânt așa de activitate deosebită, vântul schimbării, nu? Vântul activității deosebite la poliția locală din urbele României după spectaculoasă intervenție de zilele trecute din Botoșani, când oamenii legii au amendat un cetățean care dormea într-un portbagaj fără mască. Așa de. Iată că și polițiștii craioveni se organizează într-o apărare cu piepții înainte. Apărarea contribuabilului, firește, la asta mă refer. Astfel, un element antisocial, în etate jună, a fost observat la primele ore ale dimineții, adică pe la 7, însoțind un câine fără lesă în țarcul din fața blocului său din Craiova. Câinele era un pechinez. Practic cam cât un pantof măsura 45. Eu nu știam că se mai fabrică. Serios, n-am mai văzut pe chinez. Eu... A fost o vreme prin 2000. La mine în fața blocului unde am copilărit, erau câini. Da. Toată lumea avea pe chinezi. Unul mai urât ca altul. De cine? Noi avem, te rog frumos, noi avem mulți ascultători și mai ales multe ascultătoare care au pe chinezi. Nu sunt urâți. Nu, e, atunci era urâți. Atunci, acum, da. Modelul a... Cel are face lift. Aranjați. Da. Dar cum se cheamă, nu știu, e această particularitate când... când muști în față. Mușcătură inversă. Da. Ai văzut că tot e o mușcătură inversă? Când cu dinții în față? Ocluzie inversă. Cum o... Ocluzie. Nu ocluzie. Ocluzie. Uitați tot. Vă spun imediat. Nu e ocluzie. Nu e altceva. Cert invers. E că de atunci eu nu am mai văzut de 20 de ani un pechinez, jur. Să revenim. Deci la Craiova se găsesc pechinezi. Asta e prima informație. Se găsesc cel puțin unul. Ok. Deci observând pechinezul cu data inversă, concluzie în țarc, polițiștii au descins în număr de 4, ei fiind o patrulă. O smoză e, nu? Da. Bă, e ceva cu... Așa. Da. Ei fiind... Practic, patru polițiști, o patrulă, așa. Că nu erau tritrulă și nici bitrulă, vorba bancului, cu autospeciala din dotare și girofarurile aprinse. Elementul antisocial în etate jun a relatat ulterior pe pagina de Facebook ce s-a întâmplat. Citez. Văd cum se apropie o mașină de la poliția locală și pornește girofarurile. Se dau jos patru angajați ai poliției locale și mă strigă să vin la ei. Ia vină-mă în coa. Da, eu crezând că sunt cumva martor la vreun eveniment cu urmărim de mașini, furturi sau alte cazuri grele, m-am dus ca să ajut. Unul întreabă, știți ce ați făcut? Mi-e place întrebarea asta, știi? Te trage pe dreapta, te oprește, nu știu ce, știți ce ați făcut? Nu? Dumneavoastră nu vi se aplică regulamentul? Știi? Există varianta, să cel te puțin la rutieră. Da, să fi făcut ei mai multe. Te întreabă ca să vadă dacă ai cu prezumția de nevinovăție. Adică dacă îți recunoști fapta. Așa crezi? Deja ei trec la un nivel inferior. Bine. De amendă. Bun, zice, eu Miran dau din numeri. Polițistul zice, săptămâna trecută s-a dat o lege care a fost anunțată pe Facebook ca să nu mai fie câini fără lesă pe domeniul public. O să vă dăm amendă. Pungi aveți? Arăt saci menajeri. Fă-i poză la pungă, zice, să avem. Țineți mâna întinsă să le fac o poză la pungi. Deci asta e. Tânărul a aflat cu ocazia asta că este lege nouă în Craiova, fără câini fără lesă. Numai câinii în lesă, dacă se poate, ok, pe chinezul lui foarte periculos. Și dar el a crezut că primește un avertisment. Pe chinezul lui spaima cartierului. El a zis că primește un avertisment, că fiind lege nouă, nu anunțată pe Facebook, da. Se presupune că mai întâi poliția informează, educă, face prevenție, dar nu, fără milă pentru pechinezii liberi din țarcuri. Tânărului a fost aplicată inițial o amendă de 500 de lei. Și la secție, însă, a aflat că amenda a crescut la 2000. De ce? Dânsul spune, am completat greșit procesul verbal și am trecut 2000 de lei, zice polițiștul. Păi și nu-l modificați? Nu se poate modifica. După care, să știi, îi zice polițiștul, că dacă n-aveai pungile la tine, primeai 3000 de lei amendă, cumulat. Deci și pe chinez liber, și fără pungi de caca de pe chinez. Îți dai seama? Nenorocire, îi dădea 3000 de lei. De asta e bine să ai punga cu pungi, să păstrezi punga. Eu am avut, nici nu v-am mai zis că am avut COVID. Nu, și nu mi-ar da. Am avut iar inundație la punga cu pungi și... Cum inundație la punga cu pungi? Deci eu am sub masca de la chiuvetă. O pungă cu pungi? Nu una. Da. Am avut 8.
anul trecut de Crăciun, în 2020, ai făcut... am avut inundații la pungile cu pungi, și s-au dus cam 40%, au fost compromise aruncate. Anul ăsta, când am avut COVID, da, iar inundații. Iar inundații la punga cu pungi, de la scurgere de data asta, mamă, și eram disperat, zic, dacă nu știu să o repar, că nu puteam să chem nici instalator și eram de-abia în prima zi de izolare. Și s-au risipit, de-abia mai am două pungi cu pungi. Eu cred că deci stai o secundă, stai, că nu înțeleg. Eu am înțeles inițial că ai 8 pungi de desubt acolo, dar 8 pungi cu alte pungi. Nu cred. Aveam pe dimensiuni puse. Pleacă, mă, deci nu te cred. Carton, de plastic, alea de plastic, din ele se mai topesc acum, că nu știu ce... Îți fac numai necazuri, spun, se fac fărămițe. Moment. Deci ăsta tezaurizează pungi, înțelegi? De-aia nu mai găsim noi pungi corecte. Nu, de asta nu mai sunt pungi la supermarketuri, că sunt toate la Luca. Da. Zice că se cheamă, ca să revenim puțin la pechinez, dacă se poate, vă rog, numai o precizare. Prognatism. Prognatism. Inferior. Dar să știi că am semnale din teritoriul 3 care spun că așa se cheamă și ocluzie inversă. Deci se poate că am zis, verific. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.